va regăsi la GoTech. Pro Evolution Soccer 2014 a fost anunțat oficial de japonezii de la Konami în răspuns la amenințarea venită din partea jocului FIFA 14. Echipa din Tokyo promite o adevărată revoluție în cadrul seriei, posibilă prin folosirea unui motor grafic complet nou și noi tehnologii pentru dictarea dinamicii în joc. Motorul grafic Fox Engine, folosit deja pentru jocul Metal Gear Solid 5, a permis implementarea noului sistem Trobol Tech, accentul urmând a fi pus pe realismul simulării, mișcării balonului, precum și pe modul în care fotbaliștii vor interacționa cu acesta. Astfel, în PES 2014, jucătorii vor avea controlul complet asupra unghiurilor și plasării fotbaliștilor, facilitând astfel preluările spectaculoase pe piept sau devierile rapide dintr-o singură atingere. Motion Animation Stability System MAS este răspunsul dat de Konami pentru motorul fizic Player Impact Engine din seria FIFA. Japonezii se laudă că MAS va simula mult mai realist impactul dintre doi sau mai mulți jucători de pe teren, fără a folosi seturi de animații predefinite așa cum face concurența. Istoria se repetă și în cazul lui Galaxy S4 Mini. Pentru cei care nu-și aduc bine aminte, Samsung a încercat să profite de popularitatea lui Galaxy S3 atunci când l-au lansat pe Galaxy S3 Mini la un preț mult prea mare pentru specificațiile sale. Același lucru se întâmplă acum și cu versiunea mai mică a lui Galaxy S4. Galaxy S4 Mini a fost anunțat oficial și va intra pe piață în iulie. Producătorul nu a menționat prețul său, însă terminalul a apărut în oferta unor magazine din Marea Britanie și Ucraina. Samsung Galaxy S4 va veni cu câteva din facilitățile modelului de top, însă nu îndeajuns de multe pentru a justifica prețul de 460 de euro, cu care a apărut în precomandă în magazinele menționate. Galaxy S3 și o serie de alte modele de top de anul trecut sunt mai ieftine și oferă specificații mai bune. Este de așteptat ca prețul lui Galaxy S4 Mini să scadă în timp și să se potrivească mai bine cu poziționarea reală pe piață. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu ultimele informații din tehnologie.